Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, Doamne ajută la toată lumea! Astăzi vreau să facem o rețetă, o să facem niște păstăi scăzute. Am aici vreo 3 kg de păstăi, o bucată de gușă popricată, 3 morcovi, un ardei galben gras, un ardei capia, 3 roșii, o ceapă, 2 linguri de pastă de roșii, sare, chiperi, puțină boia roșie dulce, o legătură mare de frunze de pătrunjel, 2 crenguțe de frunză de cimbru. Haideți să începem să-i dăm bătaie. O să încep să-mi curăț păstăile, să le rump vârfurile. Le rumpem vârfurile și capătul și le rupem în două. Care sunt mai mari, le rumpem chiar în trei. Așa de mărimea aceasta. Obligatoriu vârfurile trebuie rupte. Așa vom proceda cu toate, după care o să revin cu alte imagini. Am terminat de curățat păstăile, am curățat ceapa, acum o să-mi curăț și morcovii, o să-mi curăț toate legumele, o să mi le pregătesc ca să fie curățate, după care o să le spălăm și o să le tocăm mărunt. Așa vom proceda cu toate legumele. Acum o să ne tăiem roșiile, o să le tăiem cu bulețe, le tau prima dată fâșii. Ia așa. Le tăiem fâșii. După care le tăiem cu bulețe. Am terminat de tocat și legumele, mi le-am pregătit toate, acum o să le pun deoparte ca să pot să mă apuc să tau gușa. O să tăiem și puțină gușă, să punem în păstăile scăzute. Eu o să tau felii. Nu o să o pun toată, fiindcă e o bucată foarte mare, o să punem mai puțin. Atât. O să o tăiem bucăți mai mărunte. Ia așa, o tăiem feliuță. Vă garantez că o să iasă niște păstăi scăzute foarte bune. Vă garantez că această rețetă este o rețetă foarte bună. Și dacă o să o faceți, o să vă convingeți dumneavoastră singuri. Pentru că noi tot ce postăm, postăm cu încredere ca dumneavoastră să vă folosiți de ceea ce postăm. Nu postăm doar ca să fie postat pe YouTube. Deci așa am tăiat gușa. Acum o să ne apucăm și o să-i dăm bătaie. Dragi prieteni, am pus o cratiță pe foc la încins. O lăsăm un pic să se încingă. După care o să punem ulei. Eu o să pun aproximativ 50 de ml de ulei. Uleiul nostru tocmai ce s-a încins. Eu n-am pus foarte mult ulei pentru că o să punem și gușa care este puțin grasă. Este să încins uleiul. Așa, amestecăm bine, bine. Am pus ulei puțin, doar 50 de ml, pentru că gușa aș va mai lăsa din grăsime și va mai scoate puțin ulei. Călim ceapa de jumătate, până aceea o să înceapă să sticlească puțin. Așa, mai lăsăm un pic.
Am călit ceapa aproximativ un minut jumate, două, până ce a început să sticlească. Deja uitați, deja aia sticlește. Acum punem morcovii, adăugăm morcovii pe care i-am tăiat cu buleță. La fel, mai lăsăm 2 minute, aproximativ 2 minute, să se călească împreună cu ceapa. Morcovul și ardeiul cap, ardeiul gras, îi dă un gust foarte bun la păstăile scăzute și numai la păstăile scăzute, la orice mâncare. Vă recomand să folosiți cât de multe legume, cu cât sunt legume mai multe, cu atâta mâncarea aia sunt mult mai gustosă și și mai sănătoasă. Am lăsat și morcovul 2 minute să se călească. Morcovul îi dă o culoare tare faină, așa roșiatică, portocalie. Acum adăugăm ardeii capia și ardeiul gras. La fel, lăsăm un minut, un minut jumate să se călească toate legumele împreună. Acum o să adăugăm gușa. Eu folosesc gușă popricată, pentru că având un pic de poprică pe ea, îi dă o culoare faină. Și atunci mai trebuie să punem noi foarte multă poprică, doar un vârf de linguriță. Călim la fel și gușa împreună cu legumele. O să călim gușa aproximativ 3 minute, 3 minute jumate, până ce aș lasă un soare, un tura din ea și să cârcăle puțin. Mai amestecăm din când în când. Lăsăm așa să se călească bine, bine. Iar apoi vom adăuga roșiile. Acum vom adăuga roșiile. Așa. Adăugăm roșiile, amestecăm bine, bine. Am lăsat gușa aproximativ 3 minute să se călească. Am adăugat roșiile. Acum vom pune o linguriță de boia roșie dulce. Nu pun foarte multă, fiindcă gușa au fost cu boia roșie, doar o linguriță micuță, atât. Amestecăm. Vom condimenta puțină sare, puțin chipere, acum la început. O să pun și puțină sare și puțin chipere, nu foarte mult. Vă recomand și dumneavoastră să puneți la început întotdeauna un pic de sare și un pic de chiper, nu foarte mult, cât să-și tragă, pentru că gustul final îl vom da la sfârșit, vom condimenta cu sare și chiper la sfârșit, sau dacă aveți vegetă de casă, puteți să puneți, noi folosim vegetă de casă când avem, așa, bun, ia ce fain să fac, deja ce culoare fain, acum adăugăm păstăile. O să punem păstăile pe care le-am spălat bine, bine. Așa. Mai amestecăm puțin. O să adaug un litru de apă. Așa. Punem un litru de apă. O să mai adaug puțin imediat, dacă mai fi nevoie. O să mai pun o jumătate de litru de apă. Și o crenguță, două de cimbru. Am aici două, trei crenguță de cimbru. Îl punem și pe acesta, fiindcă îi dă un gust foarte bun. Mai adăugăm o jumătate de litru de apă. Așa. Mai amestecăm puțin. Și le lăsăm așa să fiarbă la foc, la foc mic. Dragi prieteni, păstăile noastre scăzute au fiert aproape o jumătate de oră. Acum o să scot cimbru afară. O să scot rădăcinile de cimbru afară. O să adăugăm pasta de roșii. Așa. Adăugăm toată pasta de roșii. Amestecăm bine, bine. Miroase foarte bine, vă garantez că o să fie și foarte bune. Deja miroase foarte frumos. O să mai pun puțin chiper. Sare nu mai trebuie, am gustat, nu mai trebuie sare. Punem doar puțin chiper, nu foarte mult. Așa, iar acum o să adăugăm frunzele de pătrunjel.
O să punem o legătură mare de frunză de pătrunjel. Așa. Mai amestecăm puțin. Le mai lăsăm 5 minute să mai fiarbă. După care sunt gata și o să revenim cu imagini la sfârșit, când punem pe farfurie și vă arătăm la sfârșit cum au ieșit. Acum le mai lăsăm 5 minute să mai fiarbă bine, să-și tragă aroma din pătrunjel și din pasta de roșii. După care vă prezentăm finalul cum au ieșit. Dragi prieteni, am terminat de făcut păstăile scăzute, așa arată. Sper să vă placă și dumneavoastră, lângă un ardei iute. Încă sunt fierbinți, sunt aburinți, încă ies aburi din ele. Sper să vă placă și dumneavoastră. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Sandu Gospodaru. Dacă doriți și vă face plăcere să ne ajutați cu abonare, pentru că este gratis, o distribuire la prietenii dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine. Doamne ajută la toată lumea!